Ultima, dar sper nu cea din urmă, este Andreea Tonciu. Hai să te vedem, Andreea. Da, bine te-am regăsit, doamna Andreea Tonciu Niculescu. Unde mergem? Bună seara, Ilinca, să știi că am fost contactată telefonic. Da. Să mă duc la un casting, să joc într-un film. Opa! Să mă fac actriță. Oh! Dar nu spun ce actriță. Actriță? Da. Actriță. De mai multe feluri. Nici nu vreau să mă gândesc. Lucul mă duce într-o zonă, da? Dar nu știu dacă e aia. Mai pute bine, duce? Lucul mă duce. Lupul mă duce. Cristina, spuneai în culise că o ierți pe Andreea sau o vei ierta în momentul în care îi vor trece nervii. N-am zis chiar așa. Cum ai zis? Nu știu. Am zis și mai devreme în platou că după ce se liniștește și analizează situația mai bine și dacă ajunge la concluzia asta, că eu data trecută i-am spus în platou că nu mai vorbesc cu ea, că mi s-a părut că hiperreacționează. Și am fost întrebată dacă chiar nu voi mai vorbi cu ea. Zic, voi vorbi cu ea și voi trece peste acest episod dacă își va da seama că a exagerat cu reacția și că eu chiar n-am avut nicio intenție rea la adresa ei. Asta e tot. Și acum, în continuare, ți se pare că a exagerat? Da, e că ea a exagerat cu reacția. Am și povestit mai devreme. Am exagerat, Ilinca, că îmi iau apărarea și că... Da. Dar o să poți ierta pe Andreea că zice... Ei, hai mă, o să le lasă. Tu ai zis! Ce o să poți să zic? Ai zis că nu ieri. Da, dacă îi trec nervii și zice că a exagerat în reacție, normal cu ieri. Nu e vorba de neapărat de... Că o știu că e vulcanică, dar dacă merge pe linia asta și face un război cu mine, eu nu vorbesc cu ea. Un război din nimic. N-am desconsiderat-o nicio clipă. Asta nu știu ce, de unde îi vin lucrurile astea și de ce era ea nervoasă. Dar în niciun caz nu trebuia să fie pe ce am spus eu. Discuția nu era cu tine cu desconsiderat, era cu Alexandra. Că Alexandra... Păi da, dar pe fondul acelei discuții cu Alexandra a izbucnit și la mine. Mă rog, este alegerea ei. Ce eu face? Cred că o las prea personală. Trebuie să-mi cer iertare, Cristina Șușcanu? Nu, sub nicio formă, că nu... Mi-ai făcut ceva, nu m-ai jignit păi, așa ceva. Ai spus mai devreme, că dacă mi-aș recunoaște nu fapta... Nu am spus că o iert, am spus că trec peste episodul și că voi vorbi cu tine. Ce faptă? Cred că la viața mea am făcut mai multe fapte. Stai să mă gândesc la una care să pară puțin amuzantă, zic, nu? Dacă tot vorbim de fapte, na, zic să fiu și eu puțin amuzantă în seara asta, Ilinca. Și pentru care ar trebui să fie iertată sau ce? Da. Și putem fi ca înainte? Dacă trecem peste acest episod, Andrei? E, asta, da, e o întrebare foarte normal. Bună, Cristina. Da, normal. Sigur, cu toată inima și cu tot sufletul? Cu toată inima și cu tot sufletul sunt o persoană care mă enervez foarte repede, recunosc, dar îmi trece la fel de repede și iert la fel de repede. Ei, hai să ne iertăm una pe cealaltă, ce zici? Vreți? Eu nu am de ce, dar na. Tu nu ai de ce. Scuză-mă, de ce. Da. Bine, ca să... Bine, cum vrei tu, reformulez atunci. Ok, da. E bine? Da. Uite. Ce drăguț. Deci vine să mă duc să o iau în brațe. Da, vino să o iei în brațe. Ia, uite, domnule, acum ce drăguț. Merită. De un, nu? Aplauze, și o jumătate de platou. Doamne, ajută să dureze la infinit. Ce frumos că totul se termină. Mamă, dar ce sâni fierbinți are. Nu vreau detaliile acestea, da. Da, așa am simțit, pieptul este încins. Eu sper că n-are febră. Încinsă toată. Este, da, fierbinte, bine. Andreea, pentru că e la intensitate maximă tot ce spune și ce face. Nu că m-am împăcat cu Cristina. Consider că a făcut o greșeală, cum s-a exprimat, la cum s-a exprimat. Consider că până la urmă și-a asumat-o
Și na, oricum eu sunt o fire care îmi trece imediat. Într-adevăr, trio ăsta foarte interesant cu Andreea, Oana și Cristina. Vezi, la ele mă referam atunci când eu ziceam ele. Că toată lumea, care ele? Păi se știau deja. Și ele, înțelegi? Mă rog. Repet, acum s-au împrietenit, s-au certat, iar s-au împrietenit. Bine, asta poate să fie și în viața reală, știi, cumva, între prietenii, în tot felul de relații și într-o relație de dragoste. Dar parcă totuși nu la TV, hai să le dăm. Hai să vorbim acum și despre ținută, dacă ne-am împăcat. Doamne ajută, dormim bine liniștit la noapte. Cristina. N-are nicio legătură cu situația. Mie îmi place foarte mult combinația roșu-bleu-marin. Și se regăsește în ținuta ei. Uh-huh. Și de vreo 3 săptămâni e foarte domnită Andreea. Da, nu? Da, și o prinde stilul ăsta așa. Mie îmi place că am avut și eu ținută la un moment dat cu batic așa și cu rochie. Îmi place geanta. Mi se pare că se potrivește și printurile. Printul de pe rochie cu bulinuțele acelea de pe... Eșoartă. Nu știu, mi se pare că e foarte greu să faci o astfel de combinație. Eu zic că ea a reușit. Îi stă bine cu ruj roșu. Mulțumesc. Mulțumesc, Cristina. Andreea, în fața lor, te rog. E frumoasă ținută, și mie îmi place combinația de roșu cu blomarin și cu alb, dar fii atentă pentru că tu ai început să nu accesorizezi aproape deloc. Adică pui o rochie cu un toculeț de genul ăsta, un iupies cu un toculeț de genul ăsta, trebuie să fii atentă și la accesorizări. Uite, uite, stai că am să... Mută și geanta, mută și geanta, Andreea. Accesorizare, fetiță, accesorizare, înseamnă, nu mă refer la brățări, m-ar fi mers o centură superbă în talie, să marchez frumos talia cu o curea care putea să fie blomarin. Păi am venit data trecută, felul... dacă era să vin tot cu centură, mi se părea că este la... Înțelegi ce vreau să zic. Da, eu înțeleg. Găsești alternative de accesorizare, altfel ținuta-ți vine foarte bine. Mulțumesc. Da, dragă, ținuta este foarte bună, sunt de acord cu colegile tale. Tu acum câtva timp ți-ai propus, că ăsta este termen pe care l-ai inventat tu, ți-ai propus să vii Baba Fashion, da? Da. Că așa ai spus. Da. Gata, ne-ai arătat. Ești cea mai fashion care poate exista pe lumea asta. Îți vine foarte bine ținuta pe care o porți, îmi place cum ți-ai aranjat părul, uite, ai revenit cu machiajul, dar în contextul, pe care, în contextul ținutei pe care o porți se potrivește machiajul. Dar mai aduci tu înapoi pe Andreea aia de pe sistem. O aduc. Ne e dor de ea. Da. Da, dragă, poate să vină Baba Fashion din când în când pe opulență, exact. Chiar pe așa și foarte accesorizată, cum au spus colegii mei, dar nici acum nu e. Că, într-adevăr, trebuie să pui ori o curea foarte lată, ori o curelușă, acolo să avem și noi, să vedem și noi o accesorizare, un styling, o chestie. Da. Că altfel ești foarte frumoasă, un machiaj frumos, niște buze, vorbeam mai devreme și la doamna respectivă, ești mișto, bravo, bravo ai stil. Mulțumesc. Bravo ai stil, Andreea. Mulțumesc. Felicitări, Andreea. Și eu. Sandalele Sandra Ungureanu le-aș pune cu o roche lungă din in. Din aceea vaporoasă le-aș pune la Ibița. Așa că te rog să mai vezi îmbrăcată niciodată. Pentru că eu având sânii mari, da? Tu gândește-te dacă tu mie pe un sacou îmi trădești un cerceaf în spate. În general estetica asta vedmo. Și oricare din esteticile astea mie nu mi se potrivesc. Deci trebuie să, trebuie să fii schimbit. Bă, trebuie să fii băț. N-ai țâțe, n-ai cur. Poți să trădești genul ăsta de ținute și să-ți vină bine. Dacă mi le pun eu, cum îmi trădești un cerceaf în cap și aștept că mai țâțele în față. Ai și nu se potrivește ca... Am gene puse, am unghii lungi, anumite estetici nu se potrivesc pe mine, dar îmi plac pe alții.